cumperi, suntem în parc, cumpărăm înghețate. Da. Mai bine la magazin să cumpărăm multe, multe dulciuri. Miriam, ce dulciu vrei tu? Albert, eu vreau multe chipsuri, ciocolate, bomboane, sucuri dulci. Da, și înghețată. Pufulie. Da. Multe, multe, jeleuri, ciupaciupsuri, bomboane, pufulie, înghețată. Stop, de ce să vorbim? Când putem să ne ducem în frigider, să luăm tot ce dorim. Bună idee, haidem. Haide. Gata, am făcut ordine în frigider. Acum toți mă vor asculta pe mine. Salut, nu ne ducem să mâncăm dulciuri. Da. Da, da, mâncați dulciuri. Avem multe dulciuri în frigider. Ce bun ești, Dani. Ce? Fructe? Legume? Unde sunt dulciurile? Tu, varză, verdeață, nu vreau. Dar ce vreți voi? Aici, în frigider, eu am pus tort. Unde este tortul? Dar eu am pus ciocolate și bomboane. Unde sunt ele? De azi înainte, avem un mod de viață sănătos. Ce? Fructele nu sunt dulci? Bine atunci, noi am plecat. O să găsim ciocolatele. Da. Nu ce este deloc. Da. Copii, priviți, vreți umăr? Eu nu vreau. Nici eu nu vreau. Albert, tu vezi ce văd și eu? Aaaa! Când vine iarna, tu trebuie să mănânci multe fructe ca să te pregătești să înfrunți răceala. Mie iarna este fric. Mai bine mănânc fructe. Eu mai bine mănânc pufulesc cu ciocolată decât mierele voastre. Eu am strâns toate dulciurile. Mai vedem noi. Așa nu voi răci niciodată. Vine Dani cu Albert să mă ascund. Miriam nu este aici. Mergem în altă parte, Albert. Da. Te-am primit pe tine. Copii, dar vouă vă place să mâncați fructe și legume? Trebuie să mâncați, să fiți sănătoși.